Maur, Liviu Dragnea anunță două demisii grele. Lui Cătălin Redulescu i-a fost retras sprijinul politic. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, după Dinacex, ce Ovidiu Iană și Adrian Dobrei au dat demisiile din funcțiile pe care le aveau în PSD. De asemenea, Liviu Dragnea a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Cătălin Redulescu. De asemenea, astăzi am adoptat unele măsuri organizatorice. Domnul Ovidiu Iană a prezentat demisia din funcția de președinte PSD-AI. De asemenea, domnul Adrian Dobrei a prezentat demisia din funcția de purtător de cuvânt al PSD-i din cea de secretar de stat de la Ministerul Comerului. De asemenea, președintele PSD Argen a prezentat hotărârea adoptată în organizația PSD Argi de a se retrage sprijinul politic pentru domnul Cătălin Redulescu. IBPN ICEC s-au luat actii, au validat această hotărâre, a spus Liviu Dragnea, după Dinacex.